tati. Eu sunt Melissa, ce tati vorbești? El e tati. Tati, tu mami. Mami? Asta e mami. Tu mami. Eu mami. Tati, așa te ce-s copilul și trebuie să respectăm ce zice. Și apropo, mami, tu ce și spală vesela. Și ce, mă rog, mici apalme pe mine mai să fiu mama. Și eu să spăl vesela încă. Și după ce speli vasele, apucă-te să faci mâncare. Mai bine, Mircea, ziceai să fiu fratele tău. Să ne jucăm. Apropo, Mircea, trebuie să ne distrăm. Doar că nu ești cam îmbrăcat conform vârstei tale. Un bebeluș nu umblă așa îmbrăcat. Bebeluș? Mai spune că eu și Dihane s-am grijă. Ia știi ce? Taxa unde? Melissa, hai îmbracă-l! Da, trebuie să mă gândesc cu ce să-l îmbrac pe Mircea. Am o idee genială! Dar asta noi tot vom filma și atunci când va crește el mare, va vedea ce a pățit el. Apropo, unde este Mircea? Cum? Nu-i Mircea? Numai ce era aici? Mircea! Melissa! Unde-i Mircea? Nu știu, Mircea! Mircea! Tati! Unde-i Mircea? Nu știu! Ce-ați făcut voi? Ai știut cum afară? Afară! Nu cred! Pe aici era! Aici este! Veniți în coace! L-am găsit! Ce fac? Caută haine! Auzi de îmbrăcăminte și ea că își caută! Era timpul deja! Cine-l schimbă? Taicu-s-o! Eu mă duc să-i pregătesc ceva jocuri! Mă voi juca cu el toată ziua! Știu că toți bebelușii au în îmbrăcămintea lor un accesoriu indispensabil, și anume ciorapii! Dar nu știu unde voi găsi! Știu că tu nu ai! Dar a lui Ionuț ție nu-ți vin, sunt prea mici! A lui mami deja prea mari! Cred că ți-i voi împrumuta pe-a mei! Mă duc să caut! Așteaptă! Să iau de mâncare Mihaelei. Așa. Cereale din hrișcă, cereale integrale. Cu miere. Hai că dau cu miere. Păi că ar bine că se prepară ușor. Nu e voie de curțat cartofi, ceapă, morcov. Matei, cu ce-i place Mihaelei să se joace? Cu păpușele. Nu cred, Mircea să vrea să se joace cu păpușele. E pentru fete. Hai să căutăm altceva. O. Rățușca. Și peștișorii. Și bombiță, una pentru mine și una pentru el. Tu mai bine evitează-l în joc. Așa să iei jucările unul altuia. E mult mai simplu. De dovadă de inventivitate. Uite, spre exemplu, eu trebuie să-i fac chelciuri. Cereale. Am cam uitat eu procedeul ăsta. Tu tare nici nu prea ai știut. Să inventez un joc. Of, Matei. Ce-ți place ție să te joci cu Ionuț? Călăreții! Călăreții? Asta cum? Sigur o să-i placă! Hai cu mine! Stai! Călăreții sunt aici! De care culoare să aleg? Roz? Nu, nu o să-i placă! Sunt pentru fete! Albaștri! Au ceva fluturași, dar zici că sunt de băieți! Dar ca să nu-i fie rece, îi voi lua și sosete! Ui!
Melissa, mai aveți mult? Hai că mâncarea deja se răcește. Miam, miam. Mai am un pic. Cum mă mănâncă copiii? Săbii am găsit, acum am nevoie de scuturi, coifuri și cai. Unde? Aici erau. Mami, te vezi și coifuri. Da, bine că mi-ai spus. Distracția va fi pe măsură. Am nevoie de două. Hai, Ionuț, mergi și tu? Unde e calul? Stai, iată, de cal l-am uitat. Mă duc să caut pe afară. Of, parcă n-ai putea să te îmbraci singur. De ce ai devenit bebeluș? Gata. Acum să vedem sus cu ce te îmbrac. Oare să-l țină? Scaunul Mihaielei. Așa, să-l duc la masă. Hai, Melissa, odată! Dar tu ce crezi? Că e atât de simplu să găsești haine pentru un bebeluș de 1,30 m? Ungu! Care o vrei? Aceasta? Dar așa? Hai cu minimul! Să găsești și o pereche de pantaloni! Scurți! Sunt buni! Îmi place, minion! Să leg strâns? Că poate scade cum te miști așa din colo încoace! Parcă ești un bebeluș adevărat! Hai! Melissa, trebuie să spălăm și dinții dimineața! A, da, într-adevăr! Hai, vino, o să le spălăm pe dinți! Nu vreau! Ba, vlei, vlei! Hai! Nu. Tot trebuie să ai față și dinții curați! Nu vreau! Ba, da! Haide! Toți copiii trebuie să spală dinții dimineața! Nu vreau! Haide, este dimineață! Matei, eu cred că te descurci și singur, da? Da, Melissa, mă descurc. Eu plec, vreau să mă ocup cu altceva. Angă? Pasta! Ai deschide gura? Angă, angă! Acum clătim. Melissa, unde umbli? Unde Mircea? Mâncarea s-a deja sărăcit cu totul. Pui, Matei, acum îl spală pe dinți. A, și apropo, Matei, să nu luați piepteni. Bine. Hai, ne spălăm. Nu-mi place. Eu mănânc. Gata! Nuțu, îl stingi pe Mircea pe față! Gata! Plec să mănânc! Hai odată! Eu deja m-am săturat să aștept! Vreau să mă joc cu Mircea! Gata! Mircea e spălat și peptenat! Vreau niom-niom! Hai, băieți, mă... Matei, te-am spus să-l piepte frumos, dar tu... Eu sunt o coavură foarte faină, Melissa. Hai, Mircea, să te hrănim. Neam, neam. Oricum ești o fetiță. Da, lasă să încarte acolo cu picioarele. Să-ți facem noi osuța asta. Uite așa. Uite la el! De parcă face în fiecare zi asta! Hai că te ajut! Niam, niam! Stâncă-ți pe masă lui! Oi, ca picioarele! Perfect! Hai! Gurița mare!
Așa. Pentru tata. Ce-i Mircea? Mircea! Nu mi-ai spus din start că vrei să strănuți! Mircea, ce-ai făcut? Bine că nu m-a pus de mine să fiu mamă! Nu mai vreau iam-iam! E greu să fii mamă! Ai clar bebeluș de 10 ani! Să-mi schimb tricoul! Vedeți? Bebelușul deja s-a plictisit! El caută distracție! Hai, Mircinică, vină la mine! Ce-i asta? Aceasta e o sabie! Ține scutul! Și imediat vine calul! Matei, unde ești? Mame, nu ești calul afară! Unde-i calul? Tati, adică mami! Vino încoace, vei fi pe post de cal! Hai, lasă pe urmă, îți schimb tricoul! Ce vrei să zici? Să fiu eu cal? La cămila asta? Chiar m-a scuipat? Vreau joacă! Vreau joacă! Vreau joacă! Vreau joacă! Vreau joacă! Tati, repede poziția calului! De altfel mă doare capul! Tu vezi cum țipă! Gata, am înțeles că vrei cal! Bracă-ți coiful! Călărieță de... Hai și tu ești călăriet! Mircea, ești pregătit? Agu! Ce greu e! Haide! Hei, sunteți pregătiți? Da! Nu mai vreau mă joc! Nu mai vreau! Cu ce s-a întâmplat? Nu mai vreau! Nu vrei, nu vrei! Așa de bine ne jucăm! Mai vrei mă joc! Și mie mi-a plăcut jocul! Ce-ai pățit, Mircea? Ei, dar călărețul meu... mi-a udat tricoul! Oare de frică? Ei, iată de ce plânge! Melissa, tu nu i-ai pus cuticul! Și probabil a făcut ceva mai... Mergi la schimb! Da, da! De ce ai și plânge? Hai! Schimbă cuticul! Într-un început să-mi schimb tricoul! Dar ce-i cal la mine pe spate? Și scuticul și tricoul. Schimbă scuticul. Tati, în primul rând trebuie să ai grijă de bebeluș și apoi de tine. Of. Hai, vino și mă ajută. Așa. Tati, vii? Ba, mami, mă gândesc. Am adus scuticul. Am luat de la Micaela. Hai, dă-l încoace. Care-i fața, care-i dosul? N-are importanță! Ce? Numai ce am schimbat... Numai ce am schimbat tricoul! Acum trebuie să fac și duș, mami! Da, tati... Bine că a dat doar în direcția ta! Pe mine nu m-a atins! Mircea! Schimbă-te singur! Agu! Agu!
Bebeluță! Tati, hai nu te mai supăra pe el! Este doar un bebeluș! Casa albi, dar tu da schiață! Îți zici haina? Îți mai din schimbă ce? Și trebuie să mai treacă un pic de timp până mai crește. Cred că trebuie să-mi schimb culoarea. Melissa, pregătește băiatul! Mergem afară la plimbare! Hai, frate! Toate hainele le-am pus la spălat! Păi merge așa, se usucă afară! Hai mai rapid! Așa e mai bine! Încă mai persistă mirosul ăsta! Vă, ce dințepător mai este! Îmi trebuie parfumul! Așa e mai bine! Un miros dublu. Chiar dacă afară este cald, trebuie să te îmbrac gros, pentru că nu vreau să răcești. Mă doare balba! Ce ai făcut? Mă doare balba! Nu-i nimic, o să-ți treacă, bine? Pune pe piu și gata. Îți trece. Hai afară. Copilul trebuie să aibă cât mai multe activități în aer liber, să beneficieze de vitamina D, aer curat. Să înceapă tati, să vedem cum te descurci tu cu bebelușul afară. Ce transport să aleg pentru bebeluș? Vreau bibica! Stai, bibica este pentru mari, nu pentru tine. Gata, știu ce iau pentru tine. Pentru mine. Radu, un pic. Pip, pip, pip. Bibica! Îți place? Da! Iar acum mergem pe șoplicare. Bubuluato! Hai să ducem la loc! Îmi place așa! Bibica pe două luni! Îți place? Da! Atunci mergem așa! Bibica! Tati! Nici o mamă în lume nu și-ar plimba copilul atât de rapid! Vai, și încă la curbe! Auzi, tataie! Dacă ceva nu-ți place, distrează-l tu! Nu-mi place! Că vină la mine, că te distrez eu! Să o pun invers, să nu observi nimeni. Și roata acolo. Așa a fost, nu știu. Uite, ia-ți aici, sigur o să-ți placă! Toboganul! Da? Ia la tobogan! Primul! Atent, turcă! Atent, să nu cazi! Singur! Bine, mă! Încet, încet, așa! Vreau mai tare, singur! Bine, hai că te prind acolo de jos! Da! Iupi! Te-am prins! Mai pe o dată! Hai! Vezi cum stă el acolo? Poate pățește ceva! Să vezi că-i ud, stai puțin! Hai că s-a uscat! Gata! Încet, încet, încet să nu scoți cu capul în față! Vreau la căsuță! Ți-am zis că-i ud!
Am găsit un avion! Hai, aruncă mai sus! Hai! Bravo! Da, aici erați! Tati! Tu vezi ce face Mircea? Ce faci în tufișul ăsta? Ți-am zis, nu mai aruncă, gata! Uite ce faci pe jos! Ești interesant! Ba, nu! Trebuie să facem curățenie acum după tine! Nu mai fă, gata! Dă-mi lopata mie! Uite-ți erau ochii! Mirciulică, gata, gata! Tu nu știi cum trebuie să te joci corect! Ești încă bebeluș! Hai să strângem tot aici și să punem capacul! Auzi, Ian, arată trenul! Cum mai bine? S-o desesc pe copil afară. Ba unul, ba altul. Dar știi ce? Asta nu e muncă pentru mami. Asta e muncă pentru tata. Poftim, Milisa. Vezi cum te lasă toți din capul tău. Uite, noi o să dăm acuș mâncare pentru păsărele. Păsărele? O să punem aici, da, grăunte. Uite, eu mă duc grăunte în casă să le aduc. Tu stai aici și așteaptă, bine? Căsuța pentru păsărele? Mircelică, am adus. Mircea, tati! Unde-i Mircea? Păi nu erai tu cu el. Ce? L-ai pierdut, așa? N-a trecut nici 3 minute. Ba, nu l-am pierdut. Doar am adus niște grăunțe. Este undeva pe aici. Mircea! Mircea! Mirciulică! Eu știu că te ascunzi aici. Ui, Mircea! 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 Acolo nu este! Nici acolo, nici în drum nu este! Nu-l găsesc! Mami, ce-i? Nici aici nu este! Și acum ce ne facem? L-am pierdut pe Mircea! Mă duc în casă, iau cheile la mașină și mergem la poliție. Dar tu sunt numai la poliție! Da, sunt! N-am înțeles. De unde vin Mircea? Tati! Ce? Unde-l Mircea? Mircea! Cucu! Cu! Mircea, cum ai aruncat acolo? Dar nu știi, Mircea! Tu e chiar la mașină! Eu mă joc, vreau joacă! Ia coboară de acolo! Mircea, coboară! Joacă, joacă, hai! Nu. Coboară deja din cale afară tu! Cum ai ajuns aici? Și s-a descălțat, mă rog, să nu urdărești mașina! Hai! Mai vreau biruții, vreau mă joc! Hai să te plimbi cu bicicleta sau tricicleta lui Ionuț. Vreau biluțe. Hai, urcă. Așa. Da, hai. Să te împing. Da. Bip-bip. Așa. Aici ești în siguranță. Mai rapid. Mai rapid, mai rapid. Foto, vreau cu bibica. Cu bibica? Mă duc să aduc pe cea lui Matiei. Vreau cu bibica Mali. Cum? Da, da. Mircea, dar ție nu-ți pare nimic? Cum să mergi tu cu mașina asta mare? Acum deja îi se înserează. Vreau cu bibica. Tati, unde sunt cheile la mașină? Mașina e pentru transport, nu pentru plimbări. Ok, mergem.